Campionatul Național Universar de Atletism s-a desfășurat în perioada 27-28 ianuarie 2018 și a fost organizat de Federația Sportului Școlar și Universitar și Federația Română de Atletism. La competiție au participat 23 de centre universitare. Cosmin Dumitrache a fost declarat cel mai bun student al competiției în urma unei performanțe de 8 secunde la 60 de metri garduri. Sunt foarte mândru de rezultatul remarcabil pe care l-au obținut studenții noștri. Îi felicit pentru parcursul lor, pentru valențele practice extraordinare și pentru aspectele teoretice însușite activ în cadrul cursurilor, a declarat coordonatorul lotului, profesor universitar dr. Alin Larion, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Ovidius din Constanța. În anul 2017, studenții Universității Ovidius din Constanța au obținut 12 medalii de aur, 10 de argint și 9 de bronz în cadrul campionatelor naționale universitare și s-au situat pe locul al 6-lea la campionatul european universitar de handbal. Alina Rotaru a câștigat aurul la Jocurile Mondiale Universitare.